mare, la Cernăuț, la vale. De la Cernăuț, la vale, s-a făcut o trecătoare, tinerețea mea. Trecătoare printre brazmă, trecătoare printre braz, trece trenul cu soldați, o fi inima mea. Uite, mamă, trenul vine. Uite, mamă, trenul vine și mă ia de lângă tine, băiculița mea. Și mă duce în zări străine. Și mă duce în zări străine, unde nu cunosc pe nimeni, tinerețea mea. Numai arma lângă mine, numai arma lângă mine, și batista de la tine, mândrulița mea. Pe batista ai pus o floare, pe batista ai pus o floare, să-mi șterg fața de sudoare, mândrulița mea. Trenul-i lung cu cinci vagoane, trenul-i lung cu cinci vagoane, și mă duce în lumea mare, inimioara mea. Și prin Iași și Chișinău, măi, și prin Iași și Chișinău, cale lungă și drum greu, tinerețea mea. De la Cernăuț la vale, s-a făcut o trecătoare, o fi inima mea. Bun găsit, dragi prieteni! Pot să vă spun încă o dată la mulți ani. Ne aflăm la început de an, bineînțeles. Și vă pot spune la mulți ani până hăt încolo. Dar haideți să ne raportăm la ziua de astăzi. Au trecut sărbătorile, a trecut și cu moșul, a trecut și cu Revelionul, dar asta nu înseamnă că au trecut surprizele de la Apolonia TV. No, pentru că și în acest an eu vreau să vă țin aproape de noi cu surprize frumoase, cu artiști frumoși, talentați și, bineînțeles, artiști care fac parte din preferințele dumneavoastră. Cine credeți că mi-a pășit astăzi pragul? Tocmai de la Cluj. Tocmai de la Cluj, un prieten drag, un coleg drag și un artist excepțional. Ovidiu Purdea Someș. Bine ai venit, Ovidiu. Te salut, dragă Costică, vă îmbrățișez, dragii mei. Cu ce gând am venit eu la Iași? Cu aceleași gânduri frumoase care vin și moldovenii și ieșenii la Cluj, dar eu acum trebuie să-ți dau o replică. Fain e tot la Iași, încât vine să zic, jos clopul. Să știi că
Și Iașu și Clujul sunt două orașe mari, două orașe frumoase, în care noi, cei care avem privilegiu să locuim în aceste orașe, avem foarte multe lucruri de făcut și foarte multe posibilități de făcut. Și două capitale culturale. Exact. Iată că de o săptămână a fost Sărbătoarea Națională, Ziua Marelui Poet Eminescu, de aceea nici eu n-am venit cu mâna goală ca orice ardelean, ci am venit cu o carte de poezie, pentru că această carte este esența sufletului meu. Ovidiu Purdea Someș. Piatra Lunii. În afară de cântăreț, artist, tu ești și scriitor. Un om al cuvântului. Pentru că întotdeauna cuvântul este zidire, este esență. Am încercat în cărțile mele, în poeziile mele, ca sufletul meu de ardelean să pună esența cuvântului acolo. De altfel, e o întâmplare frumoasă pe care am cuprins-o în această carte, în care am spus: glumește cu soldații și lasă în pace sfinții. De soldații sunt cititorii, camarazii, prietenii noștri în uniformă populară sau în uniformă militară. Ai spus un cuvânt din care eu extrag următoarea întrebare. Soldații. Aici e vorba despre soldații din cartea ta, dar eu vreau să fac referire la altceva. Ai îmbrățișat o viață întreagă, o carieră militară, Ovidiu. Acum te afli într-o perioadă a vieții în care îți reamintești atât din viața artistică, din viața profesională, îți amintești lucruri frumoase. Acum ai rămas doar cu cariera artistică. Hai să detaliem, da, să știe lumea la ce fac eu referire. În clasa 7-8-a, mama visa să mă facă popă. Mi-a zis: mă copile, tu ai o țâră de glas, ar fi bine să te faci popă. Eu, care eram un pasionat de sport și de jocul de războiul, pentru că din toate lemnele, cioatele, buturugile, crengile, eu îmi făceam câte o pușcă, un arc sau, eu știu, o măciucă. Și eu am întrebat-o pe mama, pasionat de sport, zic: mamă, dar eu mă fac preot, mă fac popă, dar pot să ascult meciurile de fotbal în altar? La care beata mamă și-a făcut ruce și a zis: Ioane, hai să-l dăm să-l facem conductor de tren. Ce că nu prea îi place lui munca și așa mai compostează el câte un bilet, mai tai asta și zice: dar să nu iei numai așa, că e un leu doi la ăștia care n-au bilete. Și atunci, vezi, sunt întâmplări minore, dar care îți marchează destinul în viață. Eu în clasele 1-8 mă băteam pentru premiul întâi cu un coleg. Întotdeauna mă bătea. Cât el mi-a fost coleg de clasă, întotdeauna a luat premiul întâi, iar eu premiul al doilea. Și în clasa a 7-a el s-a mutat la Dej, l-am întrebat pe tatălui unde merge Tiberiu, așa-l chema pe coleg, unde merge la școală, și el mi-a spus: liceul militar. În mintea mea de copil, de atunci, de la țară, am spus: dacă el, care a fost cel mai bun din clasă, merge la liceul militar, înseamnă că e o școală bună. Și eu vreau să mă duc la liceul militar. Așa am mers la liceul militar la Alba Iulia, absolut dintr-o întâmplare, dar îmi plăcea. Deci cred că atunci a fost momentul acela însemnat în care Dumnezeu a trimis, nu știu, și-a pus mâna peste mine și a zis: măi copile de la țară, ăsta ți-e destinul în viață. A urmat liceul militar, școala militară, locotenenția la Oradea, în care, de poezie vorbind, toată lumea își cumpăra mobilă. Eu, din primul CRU, mi-am cumpărat Istoria literaturii române a lui George Călinescu, un pick-up cu 5.000 de lei și discuri de vinilin cu Nicolae Mureșan, Nicolae Furduian, cu Angelina Timi și Ioan Bocșa. Ăsta a fost destinul meu, pentru că trăind între ele, în lumea asta cuvintelor și a sunetelor frumoase, te îndrăgostești de ele. Anii au trecut, după principiu înalță șefii cât mai sus încât să le iei locul, eu mi-am promovat toți șefii și din simplu redactor de ziar am ajuns redactor șef la Cluj. Și ultimele 6 luni din carieră am fost promovat la București, redactor șef la o revistă de specialitate, Revista Forțelor Terestre. Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, două lucruri aș cere lui Dumnezeu să-mi scoată din biografie. Anul 2005, în care mi-au murit amândoi părinții, și aș mai vrea să scoată clipa în care băiatul meu a avut într-un meci de fotbal un necaz. Dar mi-am dat seama că prin cele două lucruri pe care mi le-a trimis Dumnezeu, mi-a arătat dimensiunea de muritor. Nu poți să fii vesel și fericit o viață. Îți trebuie un reper în viață la care să tai, să te raportezi. Viața este cu durere și bucurie, cu suferință și tristețe, cu alb și negru. În rest, n-aș schimba nimic din viața mea. Nici măcar o virgulă. Te ascult cu atâta
cu atâta interes, pentru că tu ești un bun orator. Eu știu de, știu de ceva vreme, povestești atât de frumos încât n-am vrut să te întrerup. Doar atâta vreau să te întreb, pentru că ne-ai dus cu povestea vieții tale, ai derulat, ca să zic așa, în câteva pe repede înainte, cuvinte, da? Ai derulat foarte multe lucruri din viața ta. Nu mi-ai răspuns la întrebare. Deci tu ai avut o carieră militară, da. 38 de ani am purtat uniforma militară Armatei Române, începând cu cea de elev de școală militară, și carieră militară efectivă, de la gradul de locotenent până la gradul de colonel, 31 de ani. Pentru că lumea este foarte curioasă, cum poate un colonel să și cânte atât de frumos, o să trebuiască să le dăm un exemplu. Și asta nu putem face decât să punem deja să curgă un videoclip cu Ovidiu Purdăsomeș. Tu mi-ai trimis câteva materiale pentru emisiune, foarte frumoase de altfel, dar eu te-aș ruga, pentru că vii din Ardeal, din Clujul nostru frumos, să ne cânti cântec pentru Ardeal. Ce zici? Cu mare drag, și să-ți spun povestea în câteva secunde. După. Palpitant. Da. Deci, dragi prieteni, Ovidiu Purdăsomeș, cântec pentru Ardeal, aici, în capitala Moldovei. Să-l ascultăm, să-l vizionăm. Ori-ncotro mă poartă valul, mă cheamă sub gorun Ardealul, să fac voroavă cu ortacii pe vatra ce-au zidit-o dacii. Aici, sub această boltă, s-a copt a moților revoltă. Când Iancu și cu Horia au jăruit istoria, Ardealul străbun pământ, de dragul tău trăiesc și cânt, de dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții. Îmi place moața cu o pinică, când chiuie și bea pălinică, când cântă-n tulnic peste munți și joacă horele la nunți. Noi șoplim din lemn troiță și țesem pânza-n patruiță. Noi cinstim cămașa-ți ruptă când te întorci cu ea din luptă. Ardealul străbun pământ, de dragul tău trăiesc și cânt, de dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții.
Aici din când în când ne cheamă puterea dragostei de mamă, iubirile copilăriei și cântecele ciocârliei. Nu-s fete în lume mai frumoase, nici doine în lume mai duioase, nu-s munți bogați ca Apusenii, nici oameni buni ca Ardelenii. Ardealul-e străbun pământ, de dragul tău trăiesc și cânt, de dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții, de dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul morții. Ovidiu, îți mulțumesc pentru acest cântec. Ai adus Transilvania și în Moldova. Tu cânti de viață, eu te știu de viață. Mi-aduc aminte că noi ne-am întâlnit la festivalul de cătănie. Acum foarte mulți ani, eram tinerei. Eu Constantin Bahrin era, cred că, concurentul cu numărul, mă ții minte? Nu mai știu. M-am uitat eu în desfășurător și în analele acestui festival. Cred că prima ediție, 94-95 în acei ani. Mulți ani, da. Și era Constantin Bahrin, 9, și Ovidiu Purdea Someș, 10. Eram după tine. Cred că amândoi tremura casa armate de atâta emoții. Dar ce vreau să-ți spun, un lucru pe care nu ți l-am spus poate de mulți ani, de când ne întâlnim noi. Eu te-am văzut concurent, prima dată îmbrăcat în costum național, așa cum trebuie să particip la un concurs. După care, probabil, participând la o festivitate care era în incinta casei armate, pentru că acolo se desfășura evenimentul, ai venit îmbrăcat în ținută militară. Mi s-a părut că ești atât de elegant, mi s-a părut că erai atât de frumos și atât de strălucitor, încât pentru prima dată în viață mi-a părut rău că nu am îmbrățișat și o astfel de carieră. Pentru că, așa cum mi-ai povestit la început, cândva... Când se zbat în tine tot felul de întrebări, tot felul de presupuneri, tot felul de idei, tot felul de concepții, ce aș face, cum aș face, ce ar fi mai bine, a zăcut și în mine un astfel de gând. Dar atunci chiar te-am invidiat. Deci au trecut 30 și ceva de ani de carieră, Ovidiu. Da. Au trecut și cea mai frumoasă zidire pe care am făcut-o în cariera mea militară, poate nu sunt cărțile sau discurile pe care le-am scos, ci este acest festival de care sunt legat sufletește, pentru că am fost concurent în 1994 și în 1995, iar din 1997 am fost cel care a pus suflet pentru acest festival. M-am dăruit lui și spun că este o zidire frumoasă, pentru că atunci te risipești în concurență, în juriu, în emoții, în orchestră, a câta în organizare. Este acum festivalul? Mai a fost ediția 10 în 2014, după care eu chiar anul acesta, anul trecut, 2017, era bine să fi fost o ediție frumoasă, dar sunt multe probleme organizatorice și financiare și sala încă nu este acreditată. Să înțeleg cu normativele s-a întrerupt pentru o perioadă. S-a întrerupt pentru o perioadă, dar cred că am energia necesară ca tânăr pensionar care sunt acum, atât sunt tânăr, doamnă, colonel, cum spunea Nikita, să preluăm această inițiativă din afara sistemului militar și prin centru de... Cum este să fii tânăr pensionar, Ovidiu? Vreau să te întreb și acest lucru, pentru că tu de fapt ești tânăr, da. Dar
tânăr și cu pensionar sună un pic așa. Eu le separ pe cele două. În sensul că pensia este o stare de spirit pe care tu ți-o măsori în intensitatea trăirilor. Și explică la oameni, pentru că în armată așa e procedura. Toată lumea se întreabă de ce așa tânăr. Pentru că chiar i-am prezentat și unor colegi și unor prieteni, după standardele armatelor NATO, începând de la vârsta de 52 de ani, militarii se pensionează. Este o uzură foarte mare. De ce? Pentru că armata nu mai înseamnă astăzi doar cazarmă, urcat pe tank, șterg șenila și cobor. Nu. Înseamnă misiune afară, înseamnă aplicații, înseamnă misiuni internaționale unice, care presupun o uzură fizică și psihică extraordinară. Eu am trăit momente în care am văzut camaradul întors acasă în coșciug, am trăit momente în teatre de operații în care am văzut rafale de mitraliere și militarii s-au ridicat de la masă în seara de Crăciun și au acționat în Gorazdevac, în Kosovo, în Bosnia, și viața militarului nu mai este ce a fost altădată, în sensul de asta doar în cazarmă. De a merge la servicii și de a veni, nu. Și atunci este necesar. Da, este, pentru că e singura profesie în care faci legământ și zici, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Dar eu nu pot să dau înapoi. Tu ai mers alternativ, cu o carieră frumoasă artistică. Probabil pentru că întotdeauna ai fost în atenția publică. Da, probabil că lumii. Când în ai avut marea timp? Lui mărinimie, Dumnezeu i-a zis, vei lucra la ziar într-o lume a cuvintelor, a literelor, a spiritului, a cuvântului rostit, după care, cochetând cu muzica, eu vreau să spun, dragă Constantin, că în anii 92-93, proaspăt mutat la Cluj, când aș fi spus bună ziua și unei pietre, pentru că nu cunoșteam pe nimeni la Cluj, eu venisem mutat de la Oradea, singurele mele momente frumoase erau spectacolele de folclor, care erau nenumărate atunci. Și mergeam și chiar dacă nu găseam bilet, într-un colț de scenă undeva sau într-un colț de culise, vedeam pe Achim Nica, pe Drăgan Muntean, pe Nicolae Mureșan, din generația mai tânără, Dumnezeu regretatul prietenul nostru Aurel Ciceoan, Mariana Morcan, Amalia Codorar. Eu eram un spectator simplu care stăteam acolo și ziceam, Doamne Dumnezeule, voi ajunge și eu să cânt vreodată. Îi admiram cu o nețărmurită intensitate emoțională. Voi ajunge să cânt vreodată. Și așa s-a născut ideea concursului, în care toată lumea, după ce am luat premiul al doilea după Grigore Leșu, s-a întrebat, bine mă pur, dai 30 de ani, unde ai fost până la această vreme? Eu, de fapt, am cântat să o fac bucuroasă pe mama. Eu spuneam așa, mama, ziceam, în copile, armata nu te lasă să vii decât rar acasă. Dar fă și tu o casetă să te aud cântând la Radio Cluj. Dacă te aud cântând la Radio Cluj, eu îmi stâmpăr sufletul și te mai iert că vii atât de rar acasă. Și spunea deseori tatei, ce vezi, Ioane, l-am lăsat să se ducă la armată. Că dacă era la CFR, ăsta sâmbăta și duminica venea și ne ajuta la muncă, la care tata zice, tu, femeie, nu-i munca de el, ăsta e numai cu cântatul și cu poezia. Frumos, amintiri frumoase, da. Dar am reținut eu de ce de la Oradea? Eu am luat repartiția din promoție la Oradea, deci în 86, când am terminat școala militară, tot pe principiu de fotbal, știi că în țară atunci aveam programul cât aveam, o oră, jumătate de oră, telejurnalul și odele necontenite, și mi-am luat repartiție la Orada pentru a prinde campionatul mondial de fotbal, pentru că noi îl prindeam atunci, îl vedeau la vecini, la Unguri. Am înțeles, deci ești și da, era Mexic 86, sigur, pasionat. Mexic 86, Italia 90 și asta și a fost... Și bănuiesc că și joci fotbal. Sigur că da, mai jucăm. Dar normal, tu de unde ești? De lângă Cluj? Da, deci eu m-am născut la Gârbou Dejului, este un sat care nu-i trecut pe hartă, și care nu-și va schimba numele niciodată, că îi sună cel mai frumos, dar este atestat de 700 de ani, 1315, deci peste 700 de ani, la 12 km de Dej. Eu încerc acum să fac o istorie a satului meu și am descoperit că e un sat care a fost colonizat pentru apărarea cetății Ciceului. Este foarte aproape de cetatea Ciceului, a lui Petru Rareș, pe care Petru Rareș a avut-o ca domeniu în Ardeal. Mai cântăm un cântec? Cu mare drag. Pentru că nici nu vreau să te întrerup, ai atâtea lucruri frumoase de spus și vorbești atât de frumos și povestești atât de frumos. De fapt, eu știam că tu ești un orator bun. Am zis, măi, acum nu mai e nevoie să scot eu cu cleștele vorba din gura cuiva, ci l-am pe Ovidiu și o să vorbim tot ce încape pe lumea asta, numai că timpul nu o să ne permită foarte mult, așa că te mai pun la cântat aseară pe Înserat.
acolo ca în satul tău. Da, fluieram trecând prin sat. Așa, să-l auzim pe Ovidiu, dragi prieteni, chiar acum. Însărat, fluieram trecând prin sat, măi. Aseară pe însărat, fluieram trecând prin sat, măi. Și fluieram horile să mă audă mândrele, măi. Și fluieram horile să mă audă mândrele, măi. Bătule-ar dracu, niciuna n-o întors capul. Mândrele, bătule-ar dracu, niciuna n-o întors capul. Mândrele, bătule-ar vina, c-o întors capul vecina. Mândrele, bătule-ar vina, c-o întors capul vecina. Și l-o întors așa de mult, toată lumea o văzut, măi. Și l-o întors așa de mult, toată lumea o văzut, măi. Și l-o întors a doua oară, numai să mă bage în boală. Și l-o întors a doua oară, numai să mă bage în boală. Om a furisât, mă fac că nu știu nimic, măi. Dar eu om a furisât, mă fac că nu știu nimic, măi. Dar eu cu trăbătrână le fac la tătie din mână. Dar eu cu trăbătrână le fac la tătie din mână. Și le duc cu vorbele că-s faine ca doamnele, măi. Și le duc cu vorbele că-s faine ca doamnele, măi. Și v-ar fluiera tu să vă șie. Tu ai vrut să-mi spui o poveste și despre cântec pentru Ardeal. Cântec pentru Ardeal, povestește-mi, da. Ce ai vrut să-mi spui. Îți cu acest spun, pentru cântec că este legat și de-al doilea cântec. Este legat. În momentul în care am spus adio arme, în 31 mai 2017, mi-am construit un proiect cultural și de suflet propriu, intitulat România din sufletul meu. Și mi-am spus, în armată am avut maximum de carieră, pentru că general nu puteam să ajung, eu glumesc deseori și spun, generalul unui grad îi noroc. Și atunci am spus, acum am timp pentru cântec. Și vreau ca toate cântecele mele să le filmez în cele mai reprezentative locuri din această țară. Ca un sentiment al legăturii mele cu pământul țării, dedicat centenarului Unirii Celei Frumoase. Așa am început cu cântec pentru Ardeal, care s-a filmat în trei locuri. La Țebea, la Alba Iulia și la Mănăstirea Râmeț. E un cântec pe care l-am ascultat sau l-am primit de la un preot, Părintele Buda din Alba Iulia, în 2003. Și pe care îl cântau seminariștii din generație în generație. Mi s-a părut atât de frumos, pentru că avea un refren, Ardealul e străbun pământ, de dragul tău trăiesc și cânt, de dragul munților tăi moții, oricând primesc botezul roții. Și atunci am închis ochii și am zis, Doamne, ce am vizitat din munții Apuseni? Și am și văzut cele trei locuri, motiv pentru care am filmat acolo. A urmat apoi România din sufletul meu filmat aici în Moldova, la Arbore. La Arbore, zona Arbore Cacica, în care am zis, aveam o melodie de mamă, mi-a sosit carte din sat și am zis, Doamne, dar câți copii nu sunt plecați de acolo din sat, în lumea asta mare, a rămas mama și de multe ori lângă mamă a rămas și drăguța. Constantine, dragii mei, să fim sinceri, cel mai frumos pământ
este pământul casei părintești, pentru că ne dă energia locului, nașterea pe care o ducem, noi o purtăm. Noi, indiferent unde am fi, pe tălpă avem tot pământul nașterii. În al doilea rând, cele mai frumoase fete sunt cele din sat, că acolo ne-am îndrăgostit noi prima dată. Acolo am cunoscut noi fiorii primei iubiri. Și atunci asta le purtăm o viață. Chiar dacă mergem și locuim în zgârie nori și ne căsătorim cu cel mai mare top model, emoția, frumusețea primei iubiri, fiorilor primei iubiri, tot acolo îi raportăm. Și de aceea am ales Arbore, acolo unde am găsit o energie populară, ansamblu în acea localitate, dansatori, copii. E un respect pe care eu îl datorez Moldovei, Bucovinei, pentru că aveți atât de frumoase costume, obiceiuri, tradiții pe care le respectați, pe care le trăiți nu numai de paradă când vine cineva, nu. Fac parte din firescul locului. De altfel, eu am văzut că tu ești destul de invitat, destul de solicitat la concertele din nordul Moldovei. Te-am întâlnit și acolo de vreo câte vreme, m-am bucurat foarte mult, așa ne-am mai salutat da, și da. Noi. Eu când vin la Cluj, de multe ori nu ești disponibil pentru că probabil cu serviciu sau, mă rog, cu spectacole nu te nimeresc pe acasă. Acum... Te rog să mă anunț măcar cu o lună înainte ca să stabilim acum ziua costică. Acum venind tu la ea și am zis nu te pierd din mână și uite că am reușit să ne vedem și să facem și o emisiune frumoasă pentru telespectatori. Dar hai să trecem un pic la cariera artistică a lui Ovidiu Purdea Someș. Deja tu mi-ai adus trei albume. Ele probabil sunt din perioade diferite, da? Da. Tu știi foarte bine, Costică, pentru că, într-un fel, viețile noastre se desfășoară diferit doar în alte regiuni, dar artistic destinul cam la fel este se împlinește. Același, da. Am luat și eu la început, în anii 94-95, Satele Mele. Crezând în imaginea aceea idilică a țăranului care stă la poartă și care își mai cântă dorul și care mai păstrează ceva cântece. Din nefericire, în 5-6 sate în care a fost cu reportofonul, am găsit doar două cântece. Foarte multe din cauza difuzării, foarte multe semăna unele cu altele. E rolul folclorului de a trece dintr-o ureche, dintr-o generație și cu schimbările de rigoare. Dar atunci, în juriul la Festivalul Cântecului de Cătănie, l-am avut pe un profesor emerit, Ioan Cuceu, care era directorul Institutului Arhiva de Folclor din Cluj. Și norocul meu a fost ca în acea arhivă să merg și să găsesc înregistrări pe benzi magnetice, rapsozi, interpreți care mai târziu au devenit foarte cunoscuți, sau trio Transilvan celebru, trio Transilvan Ceterașii care era de pe sate. Și am luat satele din jurul satului meu, care este la congruența a 5 județe, Cluj, Bistrița, Sălaj, Maramureș. Și o parte, în parte de Satul Mare. Foarte asemănător. Și atunci, din luând din acele benzi, stând ore în șir, înghițind kilograme de praf din benzi de magnetofon, am luat acele cântece care se cântau atunci și încet, încet mi-am construit repertoriu. Sigur că cântecele ardelenești sunt mai molcome. Și mi-a venit ideea, imaginea mamei mele la sapă sau la secerat. Mama avea un cântec, bade de la secerat. Ăsta se cânta, era ca un fel de rugăciune. În timp ce cânta, mama mă trimitea că se încălzea apa, să-i aduc apă. Aveam o singură fântână din stat din care bea toată lumea. Fiecare avea fântână, dar era una din care toată lumea gusta, era cea mai bună apă. Da. Și mama mă trimitea după apă, eu, ca să mai fentez, să nu muncesc așa mult, lungeam drumul, veneam cu canta, cu apă și mă ascundeam după răzor. Auzeam pe mama cântând, bade de la secerat, tăt cu vorba mai purtată, mi-a zis că mi-l lua toamna câmpică bruma. Avea fiecare, știi, dragostea neîmplinită, neîmpărtășită, că acolo se căsătoreau mai mult după cum vreau părinții. Părinții, da. Așa este. Ei, și am avut imaginea aceea a mamei, a cântecului ei și apoi a mătușii mele care tot timpul îmi spunea, zice, moșul tău, moșto, Gavrila lui Balmoș, moșul meu, bunicul meu, a fost unul dintre cei mai mari horitori. Și mi-au dat frânturi de texte și de melodii pe care le cânta el. Și atât îți trebuie. Scânteia să se aprindă, pentru că atunci vocația ta de poet
îți închizi ochii și îți construiești mai departe textul și cântecul. Așa a făcut ca până astăzi, 2018, ianuarie 2018, să am trei compact discuri de muzică populară. Pe care le avem aici, da, pe toate trei? Da, unul de colinde și trei cărți de poezie. Și nici nu mai țin minte, cred că-s vreo 5 cărți de proză. Spune-mi, te rog, aceste materiale sunt înregistrate cu orchestră, cum aveți voi obiceiul, sunt instrumentiști? Cu instrumentiști de la Filarmonica, de la Orchestra de Muzică Populară a Filarmonicii din Cluj. Deci prima... tu i-ai ales, tu i-ai adunat și... Eu, începând să cânt târziu, la 30 de ani, primul cetereaș cu care am cântat la Cluj a fost un instrumentist de la Filarmonică. Cu el am făcut și prima înregistrare de prima casetă, Să mă audă mama. N-am crezut niciodată, îți mărturisesc ție, telespectatorilor, n-am crezut niciodată că eu voi ajunge să cânt vreodată în București, la Sala Palatului, la TVR sau nu mai știu, la Iași sau la... Eu așa să mă aud și eu acolo prin sat, să mă... De aceea cred că am și o anumită sfială și acum și eu tot timpul stau și încerc să fac din cântec o joacă. O joacă a mine cu sufletului meu. Ne mai punem la cântat un pic? Sigur că da. Am găsit un cântec foarte frumos în repertoriul tău. Cine mână, băi bine. Da. Aici vrem să facem o paranteză, pentru că ne-ai povestit atât de frumos despre satul tău, despre mama ta care cânta când te trimitea la apă și tu te ascundeai mai sus cântând. Da. Deci m-ai întors așa un pic cu gândul în frumusețea satului, în frumusețea oamenilor, vieții oamenilor de la țară și mă gândesc că acest cântec s-ar lega foarte bine de această idee. Dragi prieteni, să-l mai ascultăm pe Ovidiu Purdea Someș cu Cine mână băie bine și revenim la discuțiile noastre. Să urmărim! Și mai rămâne mândra mea. Cine mână boi rău trece pângă fogă dău, măi mândra mea. Și zice că și nu-i rău, măi mândra mea. N-are mândră, dragă, mândra mea, vie la noi să-și aleagă, mândra mea. Cine n-are ce iubi, vie la noi ca găsi, măi, mândra mea. Vie la noi ca găsi, măi, mândra mea. Mândră să ne iubim, măi mândra mea. La luață nu gândi, măi mândra mea. La luață suntem departe, ca și Clujul de Oradie, mândra mea. Ca și Clujul de Oradie, mândra mea. Glumit că te-o-i lua, măi mândra mea. Tu m-ai spus la maică ta, măi mândra mea. Și la frat și la suror mi-o mărți vestea că mă-nsor, măi mândra mea. Mi-o mărți vestea că mă-nsor, măi mândra mea. Mi-o mărți vestea că mă-nsor la curtea mândruțelor, măi mândra mea. La curtea mândruțelor, măi mândra mea.
Ovidiu Purtea Someș în studio Apolonia TV, dragi prieteni, da, am povestit despre sat, am povestit despre părinții tăi, despre cariera ta militară. Hai să povestim un pic despre viața ta de astăzi, ca artist, ca tânăr pensionar, în ghilimele spus, pentru că tu ești chiar foarte tânăr și ai atâtea proiecte, probabil pentru noul an în derulare. Cam care ar fi acestea? Ca să spunem publicului, în mod normal, în mod firesc, în firescul lucrurilor și al vieții, eu mai aveam vreo 5-6 ani până la pensionare, dar eram mutat la București. Mi era foarte greu pentru proiectele mele culturale, pentru viața de familie și atunci tot o mână a destinului ai făcut să aleg acum calea artistică. Ai văzut în videoclip la cine mână boi bine, dragă Costică, dragii mei. Cea care joacă în videoclip este soția mea, Adriana Rodica. Acest videoclip are o poveste. Melodia este cântată, a fost celebră în anii 70 pe Valea Someșului, era cântată de frații Filip. Dar cu această melodie eu am cucerit-o pe soția mea. De ce? Are o strofă în care zice: hai mândră să ne iubim, l-a luat să nu gândim, l-a luat suntem departe, cum e Clujul de Oradea. Eu eram născut în Cluj, ea era născută la Oradea. Așa s-a împlinit destinul nostru și asta era melodia pe care o cântam. De altfel, eu toți copiii din jurul blocului de la Oradea îi adunam, stăteam la etajul întâi, îi adunam și puneam discul să meargă și cu Furduiancu, de la noi suntem români, hai să întindem Hora Mare și toate cântecele, și toți copiii din bloc în anii aia 87-88 cântau cu mine. Și am spus așa: dacă va fi vreodată să înregistrez o piesă care să ne lege, să ne amintească de destinul nostru, această piesă va fi. Am preluat-o cu sentimentul că ea împlinește destinul vieții noastre, dar și ca o onoare, ca acel cântec frumos de pe Valea Someșului să fie adus și generației de astăzi. Copii ai? Am un băiat, Raul, care, ca orice tată grijuliu, l-am dus pe la toate instrumentele, de la pian, acordeon, chitară, iar el a avut o altă opțiune, mi-a zis: tata, mie îmi place sportul, vreau să fac sport. A făcut basket o vreme, după care fotbal, portar pe la Ocluj, într-una din grupele de la Ocluj, accidentul ăla în care a avut o rupere de ligamente și de asta, și destinul lui a făcut că acum să fie student, să termine a doua facultate și manageriază o sală de fitness la care mă tot cheamă, zice: dragă tată, tânăr fiind, te rog să vii să faci și tu pătrățele ca și Cristiano Ronaldo. Frumos. Deci ai o familie frumoasă, o familie frumoasă. Eu aștept acum următorul proiect, că m-ai întrebat de proiect. Da. Următorul proiect este ca toate piesele mele să le înregistrez, să le filmez, așa cum spuneam, videoclipuri, să scot o carte care, o carte biografică, în care toate trăirile mele, poveștile mele, toate întâlnirile mele cu mari oameni acestei lumi, pentru că din punctul ăsta de vedere sunt un privilegiat. Când eram copil, mă rugam și am: Doamne Dumnezeule, fă să se găsească petrol la mine în sat, să vină jere din Dallas și să le asfalteze satul. 1978-79. În 1999, actorul Larry Hagman vine la Cluj, iar șeful meu de atunci, generalul, îmi zice: Ovidiu, știi engleză? Nu. Zice: da, ai voce muzicală, te duci la aeroport și l-aștepți cu Dacia 1310 de armată pe Larry Hagman. Și mi-a zis: șeful, Larry Hagman în Dacia. Și am mers cu Dacia și l-am purtat prin Cluj pe Larry Hagman cu Dacia. L-am adus la Casa Armatei, am un interviu pe care mi l-a acordat. I-am oferit, știind că e pasionat de pălărie, am oferit un clop de la Maramureș. El și-a dat jos pălăria de texan și și-a pus clopul de la Maramureș și a zis: dar oamenii aceia de ce au capetele așa de mici? Iar eu am răspuns: pentru că au minche multă. L-am întâlnit apoi pe Julio Iglesias într-un concert la Cluj, am făcut o seară românească, marii mei prieteni care sunt Florin Piersic. Te-am văzut cu Florin Piersic, da. Dar cea mai frumoasă și mai emoționantă întâlnire mi s-a părut cu Grigore Vieru, pentru că Grigore Vieru, pentru mine, este cel mai frumos român. Dacă unii au spus că și-au dorit să ajungă în cosmos, să zboare în cosmos, cea mai mare dorință când a fost în viața lui Grigore Vieru a fost să treacă liber Prutul și să-și îmbrățișeze frații lui români. Ovidiu, tu ne povestești atâtea lucruri frumoase, nu? Ne-ar trebui două ceasuri să tot povestim. De păcate, noi trebuie să ne apropiem de finalul acestei emisiuni. Nu știu cât ai apucat să povestești, nu știu cât ai rămas. Este prilej restant, pentru, prilej pentru o nouă reîntâlnire. Eu te-aș ruga în momentul în care mai ajungi la Iași
să continuăm cu partea a doua, pentru că eu știam că tu ai să ne spui lucruri frumoase despre tine, ca artist, ca om, despre cariera ta militară, pentru că, ți-am spus întotdeauna, te-am invidiat pentru asta, dar astăzi trebuie să ne limităm la atât și dacă ți-a plăcut Iașul, dacă ai văzut ceva în mod special, te-aș ruga să ne spui, deci, să ne simțim și noi un pic patrioți, zonal. De fiecare dată când vin la Iași, eu nu uit să trec pe la Catedrala Mitropolitană, pe la Sfânta Paraschiva, pe la mormântul lui Cuza și mai ales prin Copou. Am fost de 3 ori cu soția mea la Iași, de fiecare dată am dus-o în Copou. De ce? Pentru că în clasa a treia, când noi copiii abia învățam să scriem bine și câte o poezioară, eu mi-am surprins profesoara, învățătoarea, cu o strofă pe care Eminescu i-a scris-o Veronicei Miclei. Adeseori stau și mă gândesc ce-ar fi fost viața fără tine, tu, Veronica mea, muză inspiratoare, te-ai pogorât pe pământ, învăluind totul în raze albe și strălucitoare. Așa am prins eu drag de poezie. Sora mea avea un prieten la Iași, student. Îi scria scrisori atât de frumoase, eu îi le citeam pe ascuns și iată cum Iașul a înfiripat sensul cuvântului în inima înseamnă mea. Că aici te simți ca acasă, aici ai prieteni și eu sper că eu sunt unul dintre Ești unul dintre prietenii mei. Mă bucur tare mult de vizita ta la Iași, de vizita ta aici la noi, la Polonia TV. Trebuia să fructificăm într-un fel prezența ta. Un gând frumos pentru telespectatori și vom termina, bineînțeles, tot cu un cântec frumos, cei mai frumoși ani ai vieții. Da. E ca o sinteză așa la tot ce ne-ai spus. Da, tu. Da. Mă despar cu sentimentul că dacă Ardealul are frumusețea tricolorului și a munților Apuseni, Iașu, Moldova, are frumusețea spiritualității. Enescu, Porumbescu, Eminescu. Fiți fericiți, fiți veseli, lui Dumnezeu îi plac oamenii veseli ca dumneavoastră, iar dacă va coborî vreodată pe pământ Dumnezeu, îl rog să nu uite niciodată de Iași, de Cluj, de București și de frumusețea acestor locuri. Deja, nu știu dacă aș putea să mai completez cu ceva la ceea ce ne-ai spus tu acum, Ovidiu. Da, frumos. Frumos spus, așa cum ești tu, la chip, la suflet, așa cum ești tu ca artist, eu îți doresc să ai în continuare o carieră frumoasă, să bucur lumea de cântecele tale, să știi că ale tale cântece cu izul ăla frumos din zona Clujului, cum spui tu, curg către inimile spectatorilor prin emisiunile noastre, prin radio, curg tot așa către inimile lor. Eu vă mulțumesc lor. Și chiar m-am întrebat, pentru că având atâtea solicitări în zonă și spectacole și întâlniri, m-am întrebat, oare că este un succes sau este un secret al meu pe care mi-au răspuns mulți dintre colegi. Mi-a spus Ovidiu, dincolo de melodie este frumusețea versului, pentru că noi moldovenii suntem foarte legați de copii, de părinți, iar eu când spun, aș spune mamă și tată și la frunză și la piatră. Ce expresie mai frumoasă decât să vezi sentimentul pe care îl are un copil față de părinții lui. Trebuie să strâng mâna și să-ți mulțumesc. Te îmbrățișez cu drag, să aveți o zi frumoasă. Cuvintele sunt de prisos.